Scenei reale s-au desfășurat în timpul unei înmormântări. Femeia, care fusese declarată decedată de către medici legiști, a început să bată în capacul sicriului. Înmormântarea unei femei a fost oprită brusc în momentul în care aceasta a început să lovească în sicriu. În urma unui accident rutier grav, femeia a fost declarată decedată de medicii legiști, care s-au ocupat de cazul său. Pe 26 aprilie a avut loc înmormântarea. Prietenii și rudele apropiate s-au adunat pentru a o conduce pe ultimul drum. În momentul în care apropiații au luat sicriul pe umeri din interiorul lui, s-au auzit sunete ciudate. În acel moment, oamenii au scos capacul și au rămas fără cuvinte. Femeia îi privea și respira cu greu. Când am văzut-o cu ochii deschiși, transpirată și fiind în viață, m-am dus imediat la birou și am sunat la poliție, a declarat îngrijitorul cimitirului. În stare de șoc, rudele au pus sicriul într-o mașină și au dus-o pe femeie la spital. Aceasta a fost conectată imediat la aparate, însă din nefericire, deși medicii au făcut tot posibilul să-i salveze viața, starea ei s-a înrăutățit, iar în cele din urmă, femeia a fost din nou declarată decedată. Poliția din Peru investighează în prezent ce s-a întâmplat la spital, acolo unde a fost declarat prima oară decesul.